Salutare, oameni buni, și bine ați revenit la Artiști de 10. Astăzi vorbim cu un dirijor de la opera comică pentru copii, dar nu numai. Un om care are o carieră impresionantă. Bine ai venit, Alexandru Ilie. Salut, Alex. Salutare, Mădălin. De unde pasiunea pentru dirijat? Pot să spun că undeva a început din copilărie. Tatăl meu vine dintr-o familie de muzicieni. Uh-huh. Tatăl lui a fost muzician, străbunicul și așa mai departe. Uh-huh. Tata, în schimb, a fost profesionist din punctul ăsta de vedere. Ceilalți, cum erau timpurile. Da. M-a îndreptat către studiul pianului. Tata, uh-huh, a făcut vioară. Nu a vrut, uh-huh, să mă facă violonist pentru că, domne, e foarte greu. Nu vreau să chinui copilul. Așa că m-a orientat către pian. De când ai început să cânți la pian? De când mă știu. Am înțeles. De mic. 4 ani, nu știu. Ok. Și ușor, ușor, cu cât am mai crescut, 6, 7, 8 ani, tata a intrat în corul radio. Uh-huh. Și mă lua de foarte multe ori cu el la muncă. Eu terminam poate școala, clasa 1, clasa 2, la George Enescu. Și mergeam la radio ca după aia să merg cu tata înapoi acasă. Radio, sala radio era aproape de George Enescu. Și stăteam la repetiții, uh-huh, cu maestru Grigoraș. Și mă fascina. Stăteam foarte cu minte în colțul meu. Pe lângă asta, nu cred că lipseam la foarte multe concerte de la sala radio. În fiecare, aha, vineri eram acolo împreună cu mama și eu aveam o singură dorință. Eu vreau să stau pe primul rând în spatele dirijorului. Aha. Deci nu concepeam să stau în alt loc din sală. Și stăteam în spatele dirijorului urmărindu-l pe el strict. Uh-huh. Chiar asta la se un întâmpla moment dat, de când erai foarte mic. Foarte mic. Uh-huh. Clasa, uh-huh, a doua, clasa, uh-huh, a întâia, a doua, a treia. Foarte, da, mic. Da, da. Chiar la un moment dat a fost un concert pe care i-am povestit de acest concert maestrului Horia Andrescu. Nu-și mai aduce aminte de respectiva întâmplare, dar eu îmi aduc aminte foarte bine. Dirija Horia Andrescu. Și la un moment dat, în mijlocul concertului, m-am ridicat de pe scaun, era toată orchestra, tot corul pe scenă, vocal simfonic, îți dai seama câți oameni. Da, da, da. M-am ridicat de pe scaun și am început să dau din mine. Efectiv. Mm-hmm. Cei din orchestră mă cunoșteau, știam cine sunt, corul nu mai spun, că eram mascota. Da, da. Râdeau toți pe scenă, nu știau cum să se mai potolească. Mm-hmm. Maestru Andrescu nu știa ce se întâmplă. Și eu cam atât îmi aduc aminte din respectiva, mm-hmm, scenă. Dar ăsta a fost primul semnal, ca, da, să zic așa. Da. Apoi au urmat anii de studiu la pian, m-am detașat un pic în adolescența, nu știu. Dar ai urmat linia cu pianul. Am urmat linia cu pianul. Mm-hmm. Și mi-am dat seama la un moment dat că nu este de mine. Dar până când, nu mai până plăcea când să studiez cât la ai pian. Cântat? Până în liceu? După liceu? Până în clasa 12. Până la 12. Da, am terminat pian la George Enescu. Uh-huh. Dar nu-l mai suportam. Am înțeles. Deci nu mai puteam să stau să studiez câte 6-7 ore pe zi la pian. Uh-huh. Nu mai voiam să fac chestia asta. Uh-huh. Altceva nu făcusem. Da. Decât muzică. Unde să mă duc? Corect. Prin clasa 11, dacă nu mă înșel, am avut eu așa o trezire la realitate și mi-a zis că nu e bine ce se întâmplă. Viață de adolescent, cluburi, distracție, da, dar cam prin clasa 11 s-a întâmplat. Mi-a zis că nu e bine ceea ce se întâmplă. Pian nu voiam sub nicio formă să continui. Și mi-am adus aminte de o pasiune, să îi spun. Orga de biserică. Îmi plăcea sonoritatea aceea masivă. Uh-huh. Și m-am început să studiez cu Marcel Costea la Catedrala Sfântul Iosif, unde cântam și în cor.
scaun făcut, orga cea mică pe care studiam s-a stricat. Eu voiam să continui la conservator cu orga de biserică. Orga s-a stricat, ce mă fac? Nu mai am unde să studiez, nu mai... Și mi-am adus aminte de acel moment din copilărie. Chiar am uitat să spun, studiind la pian când eram mic, mă îndrăgostisem de Carmina Burana. Și mă opream din studiu la pian. Aveam scaun din acela rotativ, rotund și se dădea mai sus, mai jos. Îmi puneam Carmina Burana pe casetofon. Mă urcam pe pian, pe scaunul pianului. Și dădeam din mâini toată Carmina Burana, de la început la sfârșit. Nu știam ce fac eu acolo, dar o terminam. Da. Și mi-am adus aminte de acel moment și am zis, dumneavoastră, îmi plăcea să fiu în postura respectivă. Hai să încerc. Și în clasa 12-a, pe la început, tata a vorbit cu maestru Petru Andriesei și am ajuns să cochetez așa un pic, să văd despre ce e vorba. Maestru Andriesei a văzut că oarecum am mână și m-a încurajat. Și așa a început totul. Te-a încurajat să dai la... Să dau la dirijat de orchestră direct. Eu i-am spus, pian sub nicio formă, nu mai vreau să aud. Și te-ai dus la conservator. Și m-am dus la conservator, la secția dirijat de orchestră. Și după ce ai terminat, sau în timpul facultății, ai mai dirijat în... În timpul facultății, da, am avut norocul de a fi printre primele generații care chiar a făcut practică. Și aveam ore de practică cu orchestra. Unde? În timpul stagiunii de orchestră, la facultate, cu orchestrele facultății. Super. Și cred că am fost prima generație care a beneficiat de un program, se numea De la ucenicie la maestrie în arta dirijorală. Și am fost aleși 4 dirijori din toată facultatea. Și am dat un concert cu o orchestră profesionistă. A fost Filarmonica din Pitești. Acela a fost primul concert al meu cu o orchestră profesionistă. Asta se întâmpla, cred că era anul 3 de facultate. Sau 4. Nu mai aduc aminte exact. Și de atunci a început un Și de atunci, în timpul facultății n-am avut foarte multe evenimente. Declicul a fost la momentul oportun. Pentru că așa se întâmplă în viață, nu e bine să forțezi nimic. În anul 2 de master s-au întâmplat foarte multe lucruri care mi-au dat șansa să continui pe direcția aceasta. Am preluat o fanfară de amatori, deci puteam dirija săptămânal, puteam să îmi fac mâna, cum se spune, cu o formație muzicală. Nu conta că era de amatori. Da. Pentru un dirijor să-și practice meseria săptămânal este mană cerească. Mai ales un dirijor tânăr care nu are experiență. Apoi au venit pur și simplu de pe holurile facultății, a venit un prieten, un pianist, și m-a întrebat, auzi, nu vrei să dirigezi un concert? Pa da, sigur. Am format o mică orchestră, am făcut un mic repertoriu, m-am cunoscut cu respectivul solist, care era organizatorul acestui concert, era Florin Ormenișan, un tenor care activează și acum. Și am dat un prim concert cu el la Casa de Cultură Armatei de pe Victoriei. După acel concert, la nicio lună am mai urmat un concert, tot acolo, dar în sala de marmură, care a fost și filmat la Trinitas, a fost filmat de Trinitas, cred că au dat concertul acela timp de 5 ani.
momente din respectivul concert. Acela a fost al doilea concert din nu știu dacă să-i spun carieră. Îi spun eu, din cariera ta. Din cariera mea. Apoi am terminat facultate și ușor, ușor m-a ajutat foarte mult, adevărat, și Florin Ormenișan, el fiind atunci tenor al operei din Craiova. El era și bistrițean și avea o legătură acolo cu Casa de Cultură din Bistrița. Ce ai dirijat acolo? Și organiza concerte, 1, 2, 3 pe an, 4. Și eu le dirijam. Cu opera din Craiova, cu filarmonica din Craiova. Concerte chiar foarte, foarte bune am dat cu ei. Și îmi sunt dragi, mi-aduc aminte cu mare plăcere. Și cam așa am început. Ușor, ușor, în 2017 s-a întâmplat să ajung și la opera comică. Și de aici, este din ce în ce mai frumos. Ciclul a fost cu totul și totul altfel, pentru că de unde spuneai că se dirigezi o dată pe săptămână, aici cred că dirigezi zi de zi, faceți o mulțime de repetiții. Exact, nu mai duc lipsă de repetiții și de o formație profesionistă, să zic. Cum e până la urmă să dirigezi, sigur, aceeași orchestră cu două distribuții, cum sunt ele, dar cum e să dirigezi atât de multe spectacole? Cum e să ai o varietate atât de mare? E complicat? Te pregătești diferit? La prima vedere poate părea complicat, dar nu o percep așa. Ajung ca un spectacol să-l știu pe de rost, să nu mai am nevoie de partitură, pentru că sunt foarte multe repetiții înainte de premieră. A, față de un concert, zici. Față de un concert. Am înțeles. Vorbesc de spectacole de operă. Foarte multe repetiții înainte. De la cabinele cu soliștii, la regiile unde vine și maestru regizor, la repetițiile de orchestră, și poate am 10 repetiții cu aceeași lucrare. Eu până la premieră o cunosc foarte, foarte bine. Am înțeles. Deci o diferență majoră față de un concert față pe care de un concert, îl pregătești puțin, după care ai două repetiții. Exact. Eu așa o percep. E diferit. Dar cu toate astea, se întâmplă în spectacole sau după multe repetiții să descoperi un alt detaliu de care nu erai conștient până în momentul acela. Mi s-a întâmplat chiar în spectacol. Să aud ceva de care nu eram conștient până în acel moment. Și să-mi schimbe puțin optica despre momentul respectiv, despre frazare, despre ceea ce trebuie să se întâmple în muzică. Și nu odată. E o provocare pentru tinerii din orchestră, sunt foarte mulți tineri acolo, da? Recent absolvenți sau poate în an terminal, studenți în an terminal. E o provocare pentru ei ca un repertoriu atât de divers și că ei cântă atât de mult? Este o provocare. În sensul că e o provocare pozitivă, îi ajută asta multe. Asta voiam să spun, că pe lângă că este o provocare, ei evoluează foarte mult. Pentru că una e să studiezi acasă și alta e să vii zilnic și să cânți într-o orchestră și să dai spectacole cum dăm noi zilnic. Ei evoluează foarte mult, se dezvoltă foarte frumos și pot să activeze în orice orchestră din momentul acesta. Fără probleme. Practic, se au pot adapta. Suficient de multă experiență cât ar fi căpătat în mult mai mulți ani dacă doar ar fi făcut repetiții și practică și din când în când. Nu se compară, nu se compară teoria sau studiul de acasă cu practică. Niciodată. Eu am învățat din primele mele două concerte ca dirijor cu o orchestră profesionistă în față mai mult decât în 6 ani de facultate. Pentru că am înțeles diferența teorie-practică, evident. E adevărat că
pe lângă ce înveți, tu în facultate trebuie să înveți niște baze. Uh-huh. Și acele baze chiar țin de gestică, de ceea ce poți să faci cu brațele. Fiecare orchestră reacționează diferit. Că te duci la Timișoara sau că te duci la Cluj sau că te duci la Craiova, fiecare orchestră reacționează diferit. Tu ca dirijor trebuie să te adaptezi imediat. Uh-huh. Și o bază teoretică foarte bună e deosebit de importantă în acel moment. Asta trebuie să creeze facultatea. O bază teoretică extrem de bună și bază practică de la care să te poți dezvolta. Uh-huh. Pentru că m-am dus în fața orchestrei, aveam un gest și vedeam că nu se reacționează cum îmi imaginam eu. Uh-huh. N-am plecat de la premiza că n-au văzut ei sau că n-au perceput. Am plecat de la premiza că eu n-am făcut suficient. Ce ai schimbat cumva gest sau ai diversificat? Imediat. Uh-huh. Uh-huh. Imediat. Mm-hmm. Nu că să văd cum fac mâine. Mm-hmm. Nu, mm-hmm. Pe moment am oprit, am spus ce vreau și am schimbat gestul. Mm-hmm. Și am văzut mm-hmm. atunci reacție. Mm-hmm. Mm-hmm. Lucrurile astea te învață enorm. Mult mai mult decât ți-ar putea cineva explica. Trebuie să o trăiești. Da, 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 înțeleg ce spui. Spune-mi, din varietatea asta mare, paleta asta mare de spectacole pe care o dirijezi la Opera Comică, hai să spunem și o cifră ca să fie lumea conștientă. Eu cred că sunt în jur de 35-40. Nu le-am numărat. Da, sunt multe. Cu siguranță multe suntem. Multe spectacole. Practic, da. Excludem doar câteva spectacole de balet care au bandă, dar în rest, în toate sunteți... Da. Că e musical, că a fost operă, că a fost operetă, că au fost saloane. Și să nu mai punem și salonul Mozart. Asta spun. Deci chiar concerte, lecție. Da. Au fost, cu siguranță, sunt peste 40 de titluri. Într-o perioadă scurtă, până la urmă, de ani. Da. Cum percep lucrul ăsta? Mi-ai spus cât de important e pentru cei tineri să evolueze atât de mult. Dar cum percep chiar și pentru voi, pentru voi ca dirijori? Cum percep schimbarea asta majoră între, spuneam, pe un repertoriu atât de divers? Nu știu dacă e o schimbare. Uh-huh. Adică te referi că săptămâna asta trebuie să dirijezi Flautul uh-huh. Fermecat și săptămâna viitoare Sunetul Muzicii? Da. Sau poate că dirijezi chiar două în weekend, una în salonul Mozart, una în sala mare și pe urmă schimbi. Da, poți să spui că stilurile sunt diferite, dar uh-huh. eu nu percep, adică nu fac o pregătire înainte uh-huh. să stau să uh-huh. meditez. Uh-huh. Nu, pur și simplu le cunosc atât de bine încât în momentul ăsta pot să dirijez directorul de teatru. Uh-huh. Și după ce am terminat directorul de teatru, pot să intru în oricare altă operă, îmi spui, că e Flautul Fermecat sau că este Crainou uh-huh. sau Bărbierul din Sevilla. Super. Pentru mine lucrul ăsta nu îl consider o problemă sau că mi-ar trebui o pregătire anume înainte de spectacol. Nu știu, așa sunt eu. Hai să facem atunci un pas în altă direcție. Din varietatea asta mare de spectacole, nu spun care e mai valoros sau care e mai puțin valoros, că asta e o subiectivitate foarte mare, nu zic nici care e mai popular sau mai puțin popular, dar care e mai apropiat așa de sufletul tău, care îți place să-l dirigezi și spui, da, uite, acolo mă simt foarte împlinit. Știu că îți plac toate, că doar dirigezi. Știi, toate au frumusețea lor și în toate trebuie să fie te unele implici. Mai apropiate de sufletul tău. Nu știu, ca muzică, ca un sentiment pe care ți-l creează, ca... Noi la Opera Comică pentru copii adaptăm opera pentru copii. Uh-huh. Poate dintr-o operă care durează 3 ore, 3 ore jumătate, noi trebuie să o, să o facem de o oră, o oră și un pic. În schimb, sunetul muzicii l-am păstrat exact cum e. Nu s-a tăiat nici uh-huh. un număr, nici o notă. Uh-huh.
poate acela este un spectacol care mi-e foarte drag. Plus că mă uitam foarte des la film împreună cu bunica mea. Cred că îl punea de 2-3 ori pe zi în unele zile. Și stătea și se uita, era plăcerea ei. Și mi-aduc așa aminte de respectivele momente. Mai de mult, normal, da. În copilărie. Da, da, da. Da, mi-e foarte drag sunetul muzicii. Mi-e foarte da, drag. Un spectacol fabulos în regia lui Răzvan Mazilu. Da. Un spectacol care a avut foarte mult public și foarte, foarte bine primit și de public, și de critici, și de... de toți cei care l-au văzut. Cu siguranță el o să se mai joace și abia așteptăm să revenim în sălile de spectacol. Avem drepturi să fie pe aplicația Opera Copiilor. Tot vorbesc de spectacole care sunt pe operacomica.ro. Din păcate, acest spectacol nu o să fie pe aplicație, dar nu înseamnă că n-avem celelalte 40. Dar o să fie sălile pline 50, în momentul în care... Și o să fie sălile pline. Asta să așteptăm cu toții. Hai să mai facem așa un salt. Ți se pare că e important să participi la concursuri de dirijat? Știu că ai fost la niște concursuri și de asta te întreb. Oare e important pentru cariera unui tânăr dirijor? Concursurile de dirijat sunt un alt, total alt domeniu al dirijatului. N-au nicio legătură cu un concert sau cu pregătirea unui spectacol. Nu. Există dirijori tineri care sunt făcuți pentru concursuri. Au câștigat concursuri, se pregătesc foarte bine pentru concurs, dar nu pot să fie la fel și în fața unei orchestre. Sau există dirijori extraordinari care nu au câștigat niciun concurs. Ok. Așa că, nu știu, eu sunt undeva la mijloc. Aha. Am ajuns în semifinala unui concurs internațional în Grecia. Din 240 de participanți, am fost locul 5. Wow. Super. Acea o semifinală. În semifinală au fost 10 persoane. Și se calificau 3. Eu am fost la probabil câteva sutimi. Da, da, da. De locul 3, da. E adevărat că un concurs există o comisie. Care acea comisie este subiectivă. N-ai cum. Mie poate îmi place ce a făcut un dirijor. Celul de lângă mine îi displace total. Da, 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 da. Da. În fond, în artă e greu să fie zona asta competitivă între cum a interpretat unul și celălalt. Dar din punctul meu de vedere a fost important pentru mine să merg să particip la concursuri. Da, de asta te și întrebam, să-mi dau seama. Practic a fost, cred că, mult și zona asta de experiență căpătată, nu? Emoții, de... Am mult mai multe emoții într-un concurs decât într-un concert. Și m-a călit oarecum. Pentru că acolo, în concurs, ai comisia în față, se uită la tine. Și văd tot. Mimică, gestică, absolut tot. Se vede. Probele, practic, sunt pregătite sau sunt și oarecum este, la prima vedere? Nu, este un repertoriu stabilit. Iar în etapele finale... se poate trage un bilețel ca să știi ce dirigi. Dar tu știai dinainte că poate să spice una din cele 3 sau 4 piese. Și tu trebuia să le pregătești înainte, trăgeai la bilețel și cam asta era. Da pentru pe mine m-a ajutat. Pe mine m-a ajutat foarte mult să particip la concursuri. Am fost și la Jeunesse Musicale. Acolo am avut a fost cea mai bună prezența mea într-un concurs. Am ajuns până în finală și am terminat pe locul 3. Sunt foarte mândru de experiența respectivă. Și am câștigat și un concurs, concursul de dirijat Ionel Perle.
Ok. Da, acum 2 ani. Super. L-am câștigat. Concurs național, nu internațional. Spune-mi, apropo și de experiența asta, mi-ai spus că ai dirijat în multe părți, mi-ai spus că ai fost la concursuri, dirijezi foarte mult la Opera Comică. Cum e să dirijezi cu atât de mulți copii în spatele tău, care nu sunt atât de liniștiți cum sunt adulții, da? Nu e liniște în sală. Tai să râzi, dar de multe ori e foarte liniște în sală. Sigur. Dar au fost și momente în care, da, mai ales în salonul Mozart, uh-huh, unde spectacolele sunt așa, sunt făcute de așa natură încât să fie interactive cu copiii. Uh-huh. La un moment dat îi controlezi greu. Dar pentru mine e chiar haios. Uh-huh. Pentru că e reacționând, uh-huh, la ce se întâmplă. Iar eu îmi văd de treaba mea. Se pare mai greu, mai ușor? E nu provocator. E vorba de greu sau ușor. Eu îmi fac partea mea la fel și dacă aș avea în public adulți și dacă sunt copii. Am înțeles. Am înțeles. Mi-ai vorbit puțin de Horia Andreescu, l-ai adus aminte. Ai așa genul acesta de mentor, de oameni care ți-au schimbat cumva cariera sau care te-au influențat major? Da, cred că toți avem pe cineva. Cu siguranță. Care ne-a direcționat oarecum. Primul a fost Petru Andriesei, primul meu profesor de dirijat, 4 ani de zile, plus un an de pregătire înainte. Și mi-aduc aminte că în anul 4 mi-a zis, vezi că nu te iau la master. Te duci, pleci de la mine, nu am nevoie de tine la master. Era conștient că trebuie să existe o schimbare. Uh-huh. Uh-huh. Și m-a trimis la maestru Horia Andreescu, care în felul dânsului m-a ghidat mi-a schimbat stilul de dirijat, uh-huh, total. Uh-huh. Dacă maestru Andriesei mi-a pus o bază tehnică extraordinară, maestru Andreescu a venit și a șlefuit. Uh-huh. Și m-a forțat să văd cu alți ochi dirijatul și muzica în general. Ei doi au fost foarte importanți pe parcursul meu. Apoi, sigur că au mai venit și alte persoane. Am relaționat foarte bine cu Davide Crescenții, care acum este dirijorul operei din Cluj și director artistic. Pe atunci era dirijor la Opera din Timișoara. Spectacole extraordinare am văzut la Opera din Timișoara, uh-huh, uh-huh, cu Davide Crescenții dirijor. Și m-a luat oarecum sub aripa lui. Am lucrat cu el, mi-a povestit multe lucruri care m-au ajutat în viață. Uite că tot ai vorbit de spectacole. Spectacole pe care nu le-ai dirijat tu sau le-ai văzut la alții. Uh-huh. Ce-ți place în mod deosebit? Unde sunt pasiunile tale sau lucruri care să rezonezi foarte bine? În ultima vreme, de când am o activitate destul de mare, nu am mai fost la spectacole, uh-huh, nu am mai avut timp. Uh-huh. Dar îmi place foarte mult, de exemplu, cum lucrează Răzvan Mazilu. Și am văzut ultima oară Familia Adams. Uh-huh. Mi-a plăcut enorm de mult. Uh-huh. Și chiar îl recomand tuturor. Este un spectacol de văzut. Absolut, absolut. Un spectacol deja premiat, foarte bine primit și acela, excelent. Da, da. În rest, sincer îți spun, nu am timp să mai văd, uh-huh, și alte spectacole. Nu, dar mă refeream chiar și la, spunem, dacă ai un compozitor preferat sau lucruri care să rezonezi mai mult. Vorbesc acum strict, uh-huh, subiectiv, nu valoric. Nu știu, sunt oameni care mi-au spus, diversi interpreți care le plac sau compozitori, cum spuneam. Ce preferi tu în mod de zi? Ce asculți tu?
tu, așa, când ai timp să asculți muzică? Dar nu profesional, nu vorbesc că îl asculți pentru că trebuie să-l dirigezi. Nu, nu, nu. Asculți așa, de plăcere. De plăcere. Îmi place foarte mult muzica romantică cehă. Uh-huh. Dvorak, Smetana. Uh-huh. Uh-huh. De fapt, îmi place foarte mult muzica romantică. Uh-huh. Nu pot să explic de ce. Sunt uh-huh. foarte atras de compozitorii uh-huh. romantici. Chiar mergând și mai spre noi, Mahler, Stravinsky. Uh-huh. Uh-huh. Îmi place să ascult și să mă detașez. Ok. Asculți mult muzică clasică sau doar muzică clasică? Nu. Nu. Ok. Conduc foarte mult. Uh-huh. Muzica de obicei o ascult în mașină. Nu pot să ascult muzică clasică în mașină. Ok. Și ce asculti? Nu mă mai pot concentra. Că sunt la curios. Drum. Ce asculti? Ce playlist ai? Muzică cât mai simplă. Ok. Muzică ce poate să îmi relaxeze simțurile. Cea mai, nu știu, top 10 radio. Am înțeles. Adică muzică comercială. Comercial. Am înțeles. Ok. Mă relaxează. Uh-huh. O ascult uh-huh. și mă detașez și stau liniștit uh-huh. și bumțăiala de acolo e bună. Am înțeles. Și asta mă detașează pe mine. Da, sigur. Apoi închid diferiți, ușa la mașină și a rămas mă duc acolo. La repetiții. Corect. Super. Dar sunt fan Michael Jackson. Aha, uite. Și sunt din copilărie. Am înțeles. Fan Michael Jackson, cred că am tot ce se poate. Da, de la muzică, la complet, poze, clar. La afișe, la interviuri, la filme, la videoclipuri, tot. Am înțeles. Fan, clar. Da, fan da, club. Da, cu el am super. Crescut și... Super, uite, dacă tot am ajuns în zona asta mai ușoară așa uh-huh. a muzicii, hai să ne ducem spre alte pasiuni. Ce îți mai place în mod deosebit? Din câte știu eu, îți place fotbalul. Da. Dar poate nu numai asta. Îmi place fotbalul. Îmi plăcea să-l și joc. Ok. Dar nu mai fac lucrul acesta. Îmi place tenisul. Okay. Și joc tenis. Ok. Tenis de câmp. Tenis de câmp, da. Fratele meu este tenismen, instructor de tenis și arbitru de tenis. Pasiunea tot de la tata am luat-o. Uh-huh. Uh-huh. Da. Tenisul îmi place foarte mult. Și altă la pasiune, fotbal, ce echipă ai preferată? Dinamo București. Am înțeles. Câine, da. Până, la câine până la moarte. Câine roșu. Mergeam în PCH, în peluza Cătălin Hâldan. Nu trece printr-o perioadă prea bună din nou. Nu trece acum. Printr-o perioadă bună. De câțiva ani, de fapt. Mi-am făcut și eu partea mea de suporter în zona Dinamo. Sunt... ești acționar. Acționar DDB. Da. Am înțeles. Doar Dinamo aminte, București. Că au avut campania aceasta cu abonamentele. Da, încercăm și să salvăm ce se mai poate salva. Da, da, da. Da, pentru că ar fi păcat să moară o echipă de tradiție. Da, ar fi păcat până la urmă și pentru orice echipe de tradiție, cum e vorbesc și Rapidul rapid, care trece printr-o Petrolul perioadă. Și sigur. Multe alte echipe, UTA, de acord. Poli, Timișoara, Ucluj, sunt multe echipe de tradiție care, din păcate, nu mai sunt pe prima scenă și asta afectează foarte mult da, fotbalul. Iată ce pasiuni mai au dirijorii și mă bucur da, să da, vorbim dirijorii despre... sunt și ei oameni. Sigur. E și interesant de văzut până la urmă cu ce se mai preocupă oamenii care vorbesc, fac, au pasiuni în zona muzicii clasice, dar nu numai, evident, pentru că trăim în epoca în care trăim. Spune-mi, dacă ar fi să racordăm cele două părți, cele două paliere despre care am vorbit până acum, se pare că ar mai fi metode sau ar putea fi diversificată cumva povestea asta cu a duce muzica clasică mai aproape de tineri? Sau cum ți se pare că... Să știi că oarecum am încercat să fac chestia asta. Okay. Am gândit un proiect acum câțiva ani de muzică pop pe care am luat-o. Tot așa, îți zic, top... Am luat top 10. Uh-huh. Și ce văd acolo? Bruno Mars, Coldplay,
Led Zeppelin, tot ce am găsit comercial cu care tinerii rezonează. Am luat respectivele piese și le-am transpus cu ajutorul unui orchestrator în orchestră. Okay. Și mi-am format o orchestră cu care asta am cântat. Și să știi că am avut mare succes la tineri. Primul concert a fost chiar la mare, într-un club din Costinești. Nu ne mai lăsau să plecăm. Și iată, se am poate. Am dat 4 bisuri și formația care trebuia să cânte după noi chiar nu mai suportau. Zic, măi, da, mai plecați o dată că trebuie să ne facem și noi numărul. Corect, corect, corect. Și le-am zis, ce vreți să facem? Nu vezi că, nu vedeți că ne da, țin da, aici? Da, da, da. Ce să le facem? Da, odată, un spectacol de genul acesta am văzut și eu cu tine dirigent, cu invitați speciali, cu muzică exact, nouă, exact. Dar într-adevăr cu orchestră mare pe scenă. Exact. Crezi că genul acesta de interacțiune îi apropie mai mult pe tineri? 100%. Uh-huh. 100%. Pentru... Eu am discutat foarte mult cu prieteni, cu tineri din diferite facultăți, care n-au nicio legătură cu muzica, ASE, Politehnică. Uh-huh. Și am întrebat cum percep ei. Uh-huh. Ți-am zis, te duci la operă? Mă duc la operă. De ce? Nu știu, așa, că se vede bine. Uh-huh. Și înțelegi ceva? Mă cam ia somn, plec de acolo. Uh-huh. N-am prea înțeles, dar am fost la operă. Uh-huh. Mm. Uh-huh. La filarmonică, te duci la Ateneu? Nu. De ce? Nu înțeleg. Uh-huh. Nu înțeleg respectiva muzică. Li se pare ceva foarte dificil de înțeles. Uh-huh. Pentru chestia asta m-am dus cu acest proiect la ei acasă. Uh-huh. Am dat concert în Politehnică. Uh-huh. Și am avut holul rectoratului din Politehnică plin de studenți. Uh-huh. Care ne-au văzut cu instrumente cântând Bruno Mars. Uh-huh, uh-huh. Și evident că am mai pus și un Piazzolla. Uh-huh, uh-huh. Că poate cumva se apleacă și spre zona asta. Da, da, sigur, sunt metode diverse. Îmi place și mie foarte mult genul acesta de metodă de a-i apropia pe tineri. Mi se pare că și ceea ce facem în salonul Mozart cu toate acele concerte, lecție sau modalitatea în care le și povestești ce se întâmplă, iar ascultă, iar le da. Mai povestești. Și asta este o modalitate prin care poți să-i faci să înțeleagă. De multe ori și adulții privesc cu mare atenție prezentarea instrumentelor, de exemplu. Pentru că nici ei nu știu care e diferența dintre o vioară și o violă. Da, de acord. De acord. Știi? Da, da. Da, toate saloanele sau toate concertele acestea lecție, că le-am numit noi saloane de musical sau de violoncel sau de coreografie sau orice alt de sau de scenografie, tocmai asta au încercat să povestească oamenilor ce se întâmplă, da. Ca să înțeleagă puțin altfel semnele de acolo și semnificația. Și să mai spun ceva. Am spus mai devreme că la opera comică pentru copii luăm opere care țin 2 ore jumate, 3 ore jumate. Și le comprimăm într-o oră și un sfert, să spunem. Da. Noi în acea oră și un sfert trebuie să păstrăm esența. Uh-huh. Eu recomand oricărui om de orice vârstă să vină să vadă Flautul fermecat întâi la opera comică. Uh-huh. Așa cum este el, restrâns. Esențializat. Uh-huh. Uh-huh. Și apoi să se ducă la operă și să-l vadă uh-huh. integral. Uh-huh. O să-l înțeleagă altfel. Uh-huh. Uh-huh. Și asta nu numai cu Flautul fermecat, cu toate spectacolele noastre de operă. Să vină la noi să le vadă comprimate, dar cu toate ideile principale acolo, uh-huh. cu toate ariile celebre, uh-huh. cu toată acțiunea, cu firul povestirii, și apoi să se ducă să le vadă integral, o să vadă cu alți ochi. Invitația nu e doar pentru copii, înțeleg că zici ca adult să vii exact, să-l vezi. Exact, mm-hmm. exact. Mm-hmm.
Da, așa e. Și eu am simțit de multe ori genul acesta de experiență, pentru că evident, în momentul în care esențializezi totul, nu mai este întinderea aceea mare, nu mai este, sigur, cu frumusețea muzicii deosebite, dar reușiști cumva să transmiți mai puternic mesajul. Mai pe gustul anilor pe care îi trăim, în care lucrurile se întâmplă destul de repede. Exact. Și ritmul s-a schimbat mult. Da. Hai să încheiem într-o manieră deja clasică la Artiști de 10. Spune-mi puțin ce înseamnă pentru tine opera comică pentru copii. Opera comică pentru copii e ca a doua mea familie. Sunt foarte mult timp aici. Lucrăm la diferite proiecte, lucrăm la viitoarele spectacole, stau aici mai mult ca acasă. Și mi-a deschis viziunea despre ce înseamnă arta spectacolului. Mulți facem asta și ne bucurăm că avem oameni asemenție în echipă. Îți mulțumesc foarte mult pentru dialogul constructiv. Am reținut multe aspecte. Sper că și cei care ne urmăresc, o zi frumoasă, oameni buni, și pe curând!